emoție. Acea virtute a omului din pricina căreia fiecare moment din viața noastră ajunge să fie decisiv. Iată-mă acum, în clipa în care cele mai înalte culme ale fericirii mi se arată, atunci când viața pare să-mi surâdă, trăind unul dintre cele mai frumoase momente din adolescența mea. Și totuși, uite cum acest carusel al trăirilor umane se răstoarnă într-o secundă și ne arată ce înseamnă durere. Mama ta a murit. Ce erau frica, nesiguranța și durerea. Nu am cunoscut-o prea bine pe mama, dar cred că aș fi dus o viață mult mai bună lângă ea. Ce? Sora ta. Nu se poate. Mama era singura mea familie. Singura familie de care știai până acum. Familia noastră nu a fost niciodată așa cum ar trebui să fie. Părinții noștri s-au despărțit când eu eram foarte mică. Atunci când au luat decizia de a-și separa drumurile, mama era însărcinată, deci iată de ce nu ai apucat să mă cunoști. Cât despre viața alături de tata, aceasta nu a fost atât de frumoasă, dat fiind faptul că avea mai mereu probleme vicioase. În urma unui accident cu mașina, tata a fost condamnat la închisoare. Tot ce îți pot spune este că de la tata am înțeles ce înseamnă să fii un om slab. Am văzut cum o singură decizie nepotrivită îți poate schimba viața și te face să îți pierzi identitatea ușor. De aceea nebunia ta la bunici și o bunica de la început. Da, așa începe. Haide. Dai. Ok, mi-a dat-o. Dar mi-a dat așa cu pană de umăr. Hai, Daria. Daria, hai. Daria. Ce stea bine trăpost? Mă, crezi că-mi dau cu ceapa la ochi și nu merge? Nici eu n-am mai întins așa ceva.